Un obiectiv important pe care vreau să-l menționez și care se va regăsi în programul nostru de guvernare și reprezintă un element de noutate, este faptul că Partidul Mișcarea Populară va propune ca în viitoarea structură guvernamentală să se creeze un nou minister necesar. Un minister pentru relația cu Republica Moldova. Cred că este un prilej foarte bun pentru a trece de la vorbe la fapte concrete în ceea ce privește această direcție și mă bucur că în sânul partidului nostru există unanimitate în ceea ce privește necesitatea de a crea la nivelul guvernului un minister care se ocupe de această relație și a pune în aplicare tot ceea ce ține de măsuri concrete în ceea ce privește apropierea celor două state.